Aleluia! Maranata, vino Doamne Iisuse! Și Duhul și Mireasa zic vino, și biserica din Arad zice vino, și Betleemul tot zice vino, și Dumnezeu să vină! Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cu dragă inimă suntem în dimineața aceasta la dumneavoastră. Ne-ați întâmpinat extraordinar. Nu știu dacă ne ridicăm la primirea pe care ne-ați făcut-o, dar am venit să slujim Domnului. Nu ne interesează ce prestații avem, nu ne interesează ce va zice cineva despre noi. În dimineața asta am venit să slujim Domnului. Și dacă Dumnezeu în ziua asta este onorat în mijlocul nostru, noi ne-am atins ținta. Dacă crapă cauciucurile, nu-i bai. Dacă se rup fiarele, nu-i problemă. Dar dacă se rup lanțurile în dimineața și asta la Betleem, e binecuvântare. Lăudat să fie Domnul. Noi de asta suntem aici. Ca să înălțăm numele Domnului și să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la Cartea 1 Împărați, capitolul 19, și aș vrea să citesc de la versetul 9 în jos. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de oamenii lui, cum se spunea în ziua aceasta, are un slujitor de care îi pasă și numele lui este Ilie. 1 Împărați 19 cu versetul 9. Acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului, și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce de pe drumul tău prin pustiu până la Damas, până vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu ca fiul lui Nimshi ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Amin. Mulțumesc, puteți să vă reocupați locurile. Dacă ploaia asta fizică a început și dă semnale că începe, dincolo de ploaia aceasta, vin și jos, nu-i problemă, că doar nu-i bai. Uite așa, facem și un pic de sport. Dacă ploaia aceasta fizică începe, mă rog în ziua aceasta ca ploaia aceasta duhovnicească, spirituală a lui Dumnezeu să fie peste poporul Domnului. Să ploaie Domnul în ziua asta binecuvântare și putere. Nu ne spământăm, noi deseori am slujit la evangelizări și pe prin toate locurile, ni s-au luat schițele de predici uneori, alteori s-au închis Biblia, alteori a venit ploaie, alteori a bătut vântul, alteori unul jura din sală, unul striga, dincolo de toate acestea. Ne-am obișnuit în contextul acesta, nu avem nicio problemă, ne-am învățat să slujim Domnului și în condiții vitrege și în condiții binecuvântate. Pentru că, dincolo de ce se întâmplă, de reacție, de tot ceea ce se întâmplă, de mișcare, în poporul lui Dumnezeu, noi slujim pe Domnul. Și asta e motorul nostru și asta nu se poate strica niciodată, decât dacă noi avem o problemă cu Dumnezeu, în relație, cum se spunea mai devreme. Dumnezeu să fie lăudat. Vestea bună sau tristă în dimineața aceasta pentru unii este următoarea. Am venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu și am venit să spun următoarele cuvinte. De vei uita tot ce voi zice în ziua asta, nu mă voi supăra, dar nu uita aceste trei cuvinte. Dumnezeu te caută. Dumnezeu te caută. Nu știu cât îl cauți dumitale. Nu știu câtă preocupare ai pentru Dumnezeu. Nu știu cât interes ai pentru acest subiect al religiei, un subiect religios.
Nu știu cât îți pasă în vremea asta de ceea ce zice Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ai aplecare sau nu ai spre cele sfinte. Dar dincolo de lucrurile acestea, ce știu în dimineața aceasta, ce cred, ce predic, ce am întâlnit, ce am trăit, sunt următoarele cuvinte. Dumnezeu caută oameni. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Dumnezeu caută oameni. Bărbatul acesta, Ilie, a fost un om pe care Dumnezeu l-a găsit. Dar omul acesta a avut o etapă, un moment în viața lui de dezamăgire, de descurajare, un moment de cădere spirituală. S-a îndepărtat de Dumnezeu, a ales o altă cale, s-a dus într-un loc departe de fața lui Dumnezeu, ar fi crezut el, și a zis că totul s-a terminat. Și Dumnezeu l-a căutat și acolo. Pentru că Dumnezeu încă caută oameni. Mă caută pe mine, te caută pe tine, vă caută pe dumneavoastră, Dumnezeu caută oameni. Dar vreau să te întreb în ziua asta, când Dumnezeu te caută, Dumnezeu pentru tine este o companie plăcută? Ți se pare compania lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, ți se pare o prezență, o companie plăcută? În general sunt oameni în prezența cărora nu ne place probabil să stăm. Din vari motive. Sunt oameni în prezența cărora cu dragă inimă stăm și ne simțim plini de semnificație și plini de bucurie. Când Dumnezeu te caută, sau dacă vestea asta a venit în dimineața asta peste tine, ți se pare o veste bună? Ți se pare prezența, compania lui Dumnezeu, o companie plăcută? În mod natural ar trebui să răspundem, da, Domnule, cu siguranță, prezența lui Dumnezeu, compania lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu este una bună și plăcută. Hai să vă dau câteva exemple din Scriptură. Dumnezeu caută oameni și într-o zi, mergând din cetate în cetate, au ajuns în cetatea Gadara. Intrând în cetatea Gadara, primul om care te întâmpina la poarta Gadarei era un îndrăcit. Societatea de atunci, puterile de atunci, oamenii de atunci au încercat ceea ce le-au stat lor în putință să poată să-l liniștească pe omul acesta. Orice ar fi făcut, nu s-o găsi nicio soluție. Într-o zi vine soluția, intră pe porțile Gadarei soluția. Pentru că soluția pentru orice problemă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El întrece psihologia, El întrece filozofia, El întrece religiile, El întrece împărații, El întrece oamenii. Soluția lui Dumnezeu este Fiul Său, Iisus Hristos, pentru întreaga omenire. Și soluția lui Dumnezeu intra în Gadara. În timp ce intra pe porțile Gadarei, îl întâmpină omul acesta, plin de duhuri necurate, plin de draci, posedat de duhurile întunericului. Și în timp ce îl vede, pentru că îl cunoaște, pe Dumnezeu îl cunosc oamenii lui Dumnezeu, pe Dumnezeu îl cunosc sfinții lui Dumnezeu, îl cunosc îngerii lui Dumnezeu, dar își întreg iadul îl cunosc, îl realizează, îl știu cine este, le este frică, le este teamă de Dumnezeu, este adevărat, nu fac voia lui Dumnezeu, dar se înspăimântă, se înfioară când trece Fiul lui Dumnezeu. Și în momentul în care se apropia de Gadara, trebuia să intre în cetate, începe omul acesta, Iisuse, Fiul lui David, ce ai a face cu mine? În timp ce Domnul rostește cuvântul de eliberare, omul acesta este lăsat, este eliberat de duhurile acelea necurate, duhurile acelea, pentru că atunci când duhurile ies din cineva, trebuie să intre în altcineva. Sau când ies dintr-un loc, trebuie să plece într-alt loc. Și în momentul în care a ieșit din bărbatul acela și a fost eliberat omul acela, duhurile acelea au fost trimise în turma aceea, în grămada aceea de porci. S-a prăvărit dincolo de munte, s-a dus în vale, s-a dărâmat porcii aceia, s-au făcut bucăți. Și în momentul acela, pentru că afacerea numărul 1 în Gadara era aceasta și oamenii investiseră în lucrurile acestea, pentru că suntem puși în viață să alegem între lucrurile materiale și Dumnezeu. Suntem puși în viață să alegem între ce iubim și Dumnezeu. Suntem puși în viață să alegem între Dumnezeu și toate celelalte lucruri. În ziua aceea a fost ziua alegerii pentru oamenii din Gadara. Și marea majoritate dintre ei au rostit următoarele cuvinte. Când au văzut minunea, eu mă întreb dacă s-ar fi întâmplat asta la Suceava, dacă s-ar fi întâmplat asta la Arad, dacă s-ar fi întâmplat asta la Bârlad, de unde vin, dacă s-ar fi întâmplat asta în orașele din România,
Când oamenii care au probleme să fie eliberați de Dumnezeu și să-i vezi dintr-o dată sănătoși la minte și să-i vezi dintr-o dată că nu mai iubesc păcatul și că nu mai caută lumea și lucrurile din lume și să-l vezi dintr-o dată familist convins și să-l vezi dintr-o dată că își crește copiii pentru slava lui Dumnezeu și să-l vezi dintr-o dată că nu mai este o frică pentru Arad și este o binecuvântare pentru oamenii care trec de acolo, care ar trebui să fie reacția? Care ar trebui să fie reacția? Reacția mea ar fi fost în momentul acesta, cu mintea pe care o am acum, aș fi zis, slăvit să fie Dumnezeu. Un om a fost schimbat, un om a fost reabilitat și într-o cetate s-o așternut liniștea. Dar de unde? Vă întreb, asta a fost reacția celor din Gadara? Nu. S-au uitat oamenii la el și au zis, Iisuse, te rugăm ceva. Dacă se poate să faci stânga împrejur, și să te duci de unde ai venit. Pentru că tu încurci treburile aici la noi. Cum adică? Un om a fost salvat. Nu ne interesează. O familie a fost salvată. Nu ne pasă. Că asta e lumea în care trăim și noi astăzi. Pe nimeni nu interesează că sunt atâtea familii în pragul divorțului. Pe nimeni nu interesează în vremea asta că se dărâmă o grămadă de familii și societatea noastră merge din ce în ce la vale cu viteză mai mare. Pe nimeni nu interesează asta. Are Dumnezeu ceva de zis în toată treaba asta? Are Dumnezeu un cuvânt de zis și oamenii se uită și zic, pe noi nu asta ne interesează. Noi o să ne meargă afacerile înainte, că-s compromise, că-s păcătoase, că Dumnezeu nu le aprobă, pe noi nu ne interesează. Noi mai degrabă rămânem cu porcăriile noastre în contextul acela, cu porcii noștri. Mai degrabă rămânem cu lucrurile noastre, mai degrabă rămânem cu mizeriile noastre, numai să nu vină Dumnezeu și să nu schimbe. Și reacția a fost, Doamne, te rugăm, părăsește cetatea. Pentru că atunci când Dumnezeu vine și caută pe cineva, chiar dacă face bine, chiar dacă face semne și minuni, reacția oamenilor nu întotdeauna este una pozitivă. S-au întors și au zis, Doamne, te rugăm să pleci de la noi. Bun, vei zice ăștia sunt oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Haideți să spun un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Numele lui este Petru. Îl primește pe Domnul în barca lui și zice, Doamne, poți să intri în barca asta. Poți să faci ce vrei cu barca asta. Ceea ce este al meu este și al tău. Pentru că eu de când te-am găsit pe tine, eu nu mai am agendă personală. Eu trăiesc în conformitate cu ce-mi cer tu. Te rog să vii la mine în barcă să faci ce vrei. Și în momentul în care Domnul se urcă în barca lui, după o noapte de dezamăgire, după o noapte de frustrare, pentru că vin niște nopți și niște zile în viața noastră de faliment, de dezamăgire, când pământul ne va fugi de sub picioare, când banii nu o să mai aibă nicio valoare, când relațiile nu o să mai aibă nicio valoare, când tot ceea ce am adunat și am așezat pe lângă noi și am considerat valoare, te vei uita la ele și vei zice, n-au niciun preț, n-au nicio valoare. Momentul în care omul acesta, după o noapte de dezamăgire, după o noapte de nesomn, cum poate ai și tu atâtea nopți de nesomn, de durere, de întorci de pe o parte pe alta, nu te ai o tignă, n-ai liniște, n-ai pace, ceva se întâmplă cu tine, ceva se întâmplă în casa ta, ceva se întâmplă în viața ta, poate că cineva e bolnav și te rogi pentru el de ani de zile și nu se întâmplă nimic și te uiți și zici, Doamne, dar ce se întâmplă? Și este o noapte întunecoasă în viața ta și parcă nu mai ieși din ea. Sau te uiți la lucrurile pe care le ai pe lângă tine, ai pus mâna pe ceva și parcă nimic nu izbutește și te întrebi, Doamne, când se termină și noaptea asta din viața mea? Când voi gusta și eu din viața aceea adevărată și frumoasă, din fericirea pe care tu ai promis-o? Așa era Petru. După noaptea aceea s-a uitat, curăța mrejele goale, goale mrejele, rupte. Cum erau ele acolo? Începea să facă lucrurile. Și Domnul era pe mal. Zice, ce faceți aici? N-are rost ce facem. A fost noaptea falimentului pentru noi. Am crezut că suntem deștepți și ne construim noi viața. Și uite, Doamne, ce am făcut cu viața noastră. Am crezut că ne descurcăm singuri. N-am făcut nimic. Dar Domnul zice, nu vreți să mai depărtați o dată în larg? Putem să facem asta, Doamne, toată noaptea ne-a închinuit. Lacul ăsta, știm orice colț din el. Petru era pescar de meserie. Imaginați-vă, era la el acasă, nu? Și în timp ce făcea toate lucrurile astea, Domnul zice, mai depărtează o dată. Și aruncă mreaja, și aruncă în partea dreaptă. Zice, nu, arunc. Și Petru zice, dă să tragă. Și când dă să tragă, zice, stai un pic, s-a întâmplat ceva.
Când se uită ce minune se întâmplă în noaptea aceea, pentru că Dumnezeu are puterea să poruncească lucrurilor și să așeze lucrurile așa cum vrea El. Aleluia. Dumnezeu a zis în ziua toți peștii din lacul acesta, acolo vă stau. Și când dau eu comandă, toți intrați în aia. Că Dumnezeu ce zice se face. Și ce poruncește ia ființă, zice Biblia. Și El cheamă pe nume lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Pentru că Dumnezeu și lumea pe care a creat-o și pământul pe care noi stăm l-a creat din nimic. Prin puterea cuvântului Său, slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul zice, aruncă în partea dreaptă și aruncă în partea dreaptă. Și când trage, copleșit de minunea ce se întâmplă acolo, Petru zice, Doamne, te rog ceva, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Vă întreb, care a fost reacția Domnului? O pleca și l-a lăsat, l-a abandonat? Nu, pentru că Dumnezeu caută oameni. Și nu știu cât de deștept ești, și nu știu cât de tare ești, și nu știu cât de puternic ești, dar dacă ești păcătos în ziua asta, te califici. Te califici pentru căutările lui Dumnezeu. Te califici pentru ce vrea Dumnezeu. Te califici pentru ce iubește Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos nu iubește păcatul, dar iubește păcătoșii. Și Maestrul a iertat păcatele. Și Maestrul a eliberat pe oameni. Și Maestrul a mai dat o șansă oamenilor care s-au sfărâmat viața. Și dacă în ziua asta ești în locul acesta, vestea bună pentru tine este următoarea. Dumnezeu te caută. Dumnezeu te caută. Biblia zice, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Ei, în vremea și în lumea în care noi trăim, oamenii nu mai au așa mult timp ca să-L caute pe Dumnezeu. Oamenii nu mai au aplicare spre lucrurile astea religioase și spirituale. Dar chiar dacă noi nu mai avem asta, Dumnezeu continuă să ne caute. Dumnezeu nu ne-a abandonat, Dumnezeu nu ne-a părăsit, lui Dumnezeu îi pasă de noi, pe Dumnezeu îl interesează ce suntem noi, pe Dumnezeu îl interesează ce vom deveni noi peste un an, peste 5 și peste 10, pentru că Dumnezeu deja este prezent acolo. Dumnezeu este prezent și în viitor. Nu numai în ziua asta este aici, ci Dumnezeu este prezent și în viitor. Din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu, un prezent continuu la Dumnezeu. Lucrurile Lui nu-i scapă de sub control. Dumnezeu caută oameni. Dumnezeu te caută pe tine. Dumnezeu ne caută pe noi. Ți se pare o companie plăcută? Prezența Lui Dumnezeu? Te simți bine în prezența Lui Dumnezeu? Și ce se întâmplă? Și copiii în preajma părinților se simt bine, se simt la ei acasă când lucrurile sunt în ordine. Dar când au făcut o prostie dintr-o dată, nu vor să vadă fața tatălui. Mai stric pe unul, am și eu trei năzdrăvani acasă și când îl mai stric pe câte unul, dacă cumva o dată o strâmbă, știți cum, nu vrea să-mi vadă fața. Dintr-o se duce, se spune, mă, unde te duci, vină cu acela. Oricum prostii de astea am făcut și eu, tu seameni cu mine, vină cu acela la mine. Și îl chem și dintr-o dată îmi dau seama că nu vrea să mă vadă. De ce? Nu e în ordine, ceva nu e în ordine, ceva au făcut, o spart ceva, o stricat ceva, o făcut el ceva. Când viața noastră nu e în ordine, când lucrurile nu sunt la locul lor, când cartea aceasta nu-i prioritate, când viața noastră e pe contrasens cu poruncile și cu legile lui Dumnezeu, ne ascundem. Ne ascundem de Dumnezeu. Erau primii noștri părinți, protopărinți, Adam și Eva, în grădina Edenului. Și în timp ce erau în grădina Edenului, Dumnezeu îi cheamă. Cum îi chema în fiecare zi? Că Dumnezeu e constant. Dumnezeu nu iubește după toane. Dumnezeu nu cheamă după plăcere și după cum vrea El, ci Dumnezeu cheamă pe toți oamenii. El dorește ca toți oamenii, spunea Pavel în 2 Timotei, toți oamenii să vină la cunoștința adevărului, să fie mântuiți, să-L caute și să-L găsească pe Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni și în timp ce îi striga, oamenii aceștia au început să se ascundă. Pentru că atunci când viața noastră nu e în conformitate cu ce zice Dumnezeu, încercăm să fugim de El. Încercăm să-i întoarcem spatele. Încercăm să-L neglijăm. Încercăm să-L uităm. Încercăm să ne spălăm creierul și mintea. Și încercăm să ne spălăm conștiința și să zicem, lasă că sunt și alții mai răi. Lasă că nu-s eu apogeul păcatelor. Lasă că nu-i viața mea cea mai rea din Arad. Știu, prietene. Dar nu trebuie să fie cea mai rea viață din Arad ca să ajungi în iad. Dumnezeul care condamnă păcatul și care va pedepsi într-o zi păcatul tuturor oamenilor, în judecata Lui veșnică, mă va condamna și pe mine și te va condamna și pe tine. Înaintea Lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Înaintea Lui Dumnezeu nu o să putem să mergem într-o zi să-I zicem ce am reușit noi.
Înaintea lui Dumnezeu nu o să mergem cu cifra noastră de afaceri, că nu valorează nimic înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu o să mergem cu ceea ce conducem, că n-are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu o să mergem să spunem că am făcut casă la toți copiii, că în ochii lui Dumnezeu asta n-are nicio valoare. Știu că în lumea în care noi trăim, oamenii în asta își numără succesul. Știu că în lumea în care noi trăim, om de succes este omul care a reușit în lucrurile materiale. Dar vreau să vă spun ceva. În ochii lui Dumnezeu, om de succes este omul care este realizat în lucrurile spirituale, care o înțeles că are un suflet, care o înțeles că are o inimă, omul care o înțeles că are păcate în viața lui, omul care o înțeles că singura soluție în univers pentru iertarea păcatelor este sângele Domnului Iisus Hristos care iartă și astăzi. Și Dumnezeu striga, și Dumnezeu chema, și Dumnezeu spunea, dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. Important este să facem ce-a făcut bărbatul acesta, Ilie, în ziua aceasta. Știți ce-a zis? Când Dumnezeu l-a căutat și l-a găsit acolo, în străfundul acelei peșteri, omul acesta începe să zică, am fost plin de râvnă. Am avut o etapă în viața mea, am avut o perioadă în viața mea bună. Am avut o perioadă în viața mea când am reușit. Imaginați-vă ce reușite spirituale a avut omul acesta. O stat în fața unui copil mort și la rugăciunea lui și la insistențele lui, învie omul acela, vă întreb, este puțin lucru. E mare lucru. Ce poate cineva să învie la orice pas pe altcineva? Numai când puterea lui Dumnezeu se manifestă și când omul acela este abilitatea de Dumnezeu să facă lucrarea aceea, omul acela se ridică în picioare și învie. Și omul ăsta a făcut o astfel de lucrare. O stat față în față cu 850 de proroci al lui Baal și Astartei și imaginează să vorbești în fața la 850 de oameni. Imaginați-vă ce putere de argumentație trebuie să ai. Imaginați-vă ce putere de cuvânt trebuie să ai. Imaginați-vă ce trebuie să zici ca să stea 850 și să te asculte pe tine. Și ăia îs pe subiect, ăia nu-s ca oamenii din România, unii dintre ei cu care stai de vorbă și le zici ceva din Scriptură și au impresia că le vorbești din filme, că nu știu ce zice Scriptura. Oamenii aceia erau prorocii lui Baal, erau oameni înzestrați cu cele spirituale, știau ce știau. Aducea argumente în fața la 850 de oameni. A fost ziua în care i-a ucis pe toți. A fost ziua în care a stat față în față cu ei. A fost momentul în care înaintea lui Dumnezeu a înălțat acea rugăciune, așezând jertfa pe altar și a zis, Doamne, acum fă să se cunoască în cer și pe pământ că există un Dumnezeu adevărat și că mai sunt oameni care te slujesc pe tine. Și în momentul acela, în mod supranatural, prin puterea lui Dumnezeu, se mistuie jertfa aceea. Au încercat toți ceilalți proroși și n-au reușit. Dar Dumnezeul nostru poate, că ce nu poate un om și ce nu poate o organizație religioasă și ce nu poate un păstor și ce nu poate un cântăreț și ce nu poate familia ta, poate Dumnezeu în ziua asta. Poate Dumnezeu în ziua asta. Și-o trimis Dumnezeu foc din cer și-o mistuit jertfa aceea. Omul acesta s-a ridicat în mijlocul poporului, în mijlocul apostaziei religioase. A stat înaintea oamenilor și a zis, ascultați-mă, suntem un popor, suntem o națiune, suntem o generație care șchiopătăm de ambele picioare înaintea lui Dumnezeu. Noi nu ne mai ducem, noi nu mai slujim lui Dumnezeu. Noi trăim lucrurile. Noi mergem la biserică de ochii oamenilor. Noi ne ducem și facem acte religioase ca să ne omorâm conștiința. Și bărbatul acesta înzestrat de Dumnezeu striga în gura mare. Și din ce făcea lucrurile acestea, ce asculta se vorbește Dumnezeu. 3 ani și jumătate în Israel nu plouă și mai grav decât atât, nici roua nu va cădea pe pământ. Pentru că așa zice Dumnezeu și așa zice omului Dumnezeu. Și 3 ani și jumătate, imaginați-vă, se uitau oamenii la ceas, au zis, băi, hai să vedem. O trecut o lună, două, trei, dar imaginați-vă, neplouând în Israel, a început sărăcia, nu? A început seceta, a început sărăcia, a început să nu mai fie. Din cauza pocăitului ăstuia, din cauza ăstora care stau cu stații afară și au pus cortul aici în cartierul ăsta și urlă în microfoanele aia, dar din cauza noastră? Nu din cauza noastră, oameni buni, nu din cauza lui Ilie, nenorocirea care e peste România, nu din cauza noastră, nu din cauza oamenilor de lângă noi, e din cauza celor ce păcătuiesc în fiecare zi înaintea Domnului, e din cauza mamelor care omoară pruncii în pântecele lor, e din cauza mamelor care își aruncă copiii la tomberoane în România, de asta e nenorocirea.
nenorocită țara asta! E nenorocită țara asta pentru că atâția oameni îl înjură pe Dumnezeu de zeci și de sute de ori într-o zi. M-am pus într-o zi în locul lui Dumnezeu și am zis, mă, omule, mie îmi zice cineva ceva și mă deranjează când îmi zice rău. Zice ce mă deranjează? Un cuvânt, o frază, o propoziție mă deranjează. Dar imaginează să fii Dumnezeu, să te uiți la pământ cum ne uităm noi la furnici. Să te uiți la pământ și să vezi furnica aia că tot te înjură. De 100 de ori pe zi. Îți ia numele în bazocor, râde de tine. Îți terfelește numele. Câtă stăpânire de sine trebuie să ai ca Dumnezeu ca să nu caci furnica aia în picioare, nu? Atât trebuie să facă Dumnezeu. Și eu nu mai sunt. Și acum mă vedeți că cad jos din picioare și eu nu mai sunt. Că atâta eu și atâta ești tu. Suntem slabi, oameni buni. Suntem fragili, oameni buni. Bate inima odată și nu mai bate odată și s-o terminați. Și despre asta e vorba, da. A, nu-i despre vile. Nu! Nu-i despre camioane. Nu! Nu-i despre... Nu, nu, nu-i despre diplome. Nu! Cine ți-o zis? Da, dar eu sunt doctor și doctorii mor. Da, dar eu sunt pastor și pastorii mor. Da, dar eu sunt de la Suceava și de la Suceava mor. Eu sunt de la Arad și la Arad mor oameni. Și asta e viața noastră și Dumnezeu vrea să ne arate în ziua asta cine suntem noi. Ăștia suntem oameni buni, fragili, slabi, oameni care avem nevoie de Dumnezeu. Dar în ziua asta trebuie să facem și noi ce-a făcut Ilie. Zi lui Dumnezeu în ziua asta cum zice, Doamne, am fost. Asta înseamnă stare de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Nu de dezvinovățire, că există și pericolul acesta. Eu-s bun, cum ziceam mai devreme. Eu n-am probleme, Domnule, să se pocăiască ăia care consumă alcool în fiecare zi. Eu dau numai câte un pahar. Să se pocăiască ăia care își bat nevestele. Eu n-am mai bătut-o de 10 ani. Da, da, ai bătut-o. Și ascultă-mă, nevastă-ta sau soțiile noastre, bătăile lor, agresivitatea la adresa lor, nu-i doar agresivitate fizică, ci poate fi și verbală. Uneori, niște cuvinte dor mai mult decât o palmă. Uneori, o atitudine, un gest face mai mult decât o lovire fizică. Și nu încurajez prin asta la lovire fizică. Am vrut să vă arăt și să vă spun că de atâtea ori am întâlnit oameni care au zis mai degrabă îmi dădeai o palmă, s-au auzit vorba asta, decât să-mi zici cuvintele astea. Pentru că oamenii conștientizează că durerile sufletești sunt mai profunde decât durerile fizice. Sunt mai profunde și sunt mai reale și sunt mai adânci. De asta noi românii am găsit cuvinte ca și acestea. Mă doare sufletul. Înseamnă că este. Înseamnă că avem. Și dacă avem un suflet, întrebare în ziua asta, ce facem pentru el? Dacă avem un suflet și vine de la Dumnezeu și într-o zi când Duhul de viață Dumnezeu îl va cere înapoi și pleacă Duhul și sufletul și rămânem cu trupul neînsuflețit. Și te uiți dacă e un sicriu și poți să vorbești ce-i zici. Și poți să-l auzi și poți să spui, tu ai fost un om bun, nu te mai aude. Pentru că ce-a fost de preț s-a înălțat și-a plecat. Ai un suflet, omule bun. Și am venit de la 100 de kilometri să spun să nu-ți neglijezi sufletul. Am venit să spun să nu-ți rosești viața. Oricum, când slujești pe Dumnezeu sau când nu slujești pe Dumnezeu, viața trece. Mai strănuți odată și ai 50 de ani. Ascultă-mă bine ce spun. Te mai întorci pe o parte și îți măriți fata. Și îmi spunea un prieten, zice, bă, ce s-a realizat? De ce? Mi-am măritat fata. Și am zis, prietene, ai îmbătrânit. Serios? Ai îmbătrânit? Faptul că îți măriți fata și ai copii de căsătorit, ai îmbătrânit, trece viața, se duce. Cum să treacă? Eu am 52 de ani. Și ce dacă? Mai zici două vorbe și ai 60. Și mai vine două ori la adunare și ai 70. Și de la 70 de ani, la ce te aștepți? Să te mai însori odată? Nu. Dar la ce te aștepți? La clipa plecării. Plecăm, dar unde plecăm? Plecăm, dar cine ne așteaptă? Plecăm, dar ce am făcut pe pământul acesta? Plecăm, dar ce realizări vin după noi? Plecăm, dar ce am construit în viața aceasta? Știu că sunteți oameni aici, oameni cu echilibru. Știu că sunteți oameni care știți să vă investiți viața frumos. Ce am vrut în ziua asta și ce vreau în ziua asta prin cuvântul acesta este, oameni buni, să ne apropiem cu toată inima de Dumnezeu. Nu-i vreme de tărăgănare, nu-i vreme de amânare,
Nu-i vreme să o lăsăm pe altă dată. E vremea să ne întoarcem la Dumnezeu. E vremea să ne pocăim de păcatele noastre. E vremea să stăm înaintea lui Dumnezeu, cum stăteau oamenii și prorocii din vechime. Și să-i zicem în ziua asta lui Dumnezeu: Doamne, ai milă de țara noastră. Deși oamenii pun etichete și spun că țara asta nu mai are nicio șansă. Deși oamenii se uită în jur și spun: țara noastră se duce la vale. Deși toate lucrurile se dărâmă în jurul nostru, oameni buni, mai avem o șansă, România mai are o șansă. Șansa României este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Șansa noastră este să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim păcatele. Șansa noastră este să-L căutăm repede, dar repede pe Dumnezeu. Șansa noastră este să ne punem viața în rânduială. Șansa noastră este să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Șansa noastră în vremurile acestea nu-i să construim mai mult, ci șansa noastră în vremurile astea este să ne construim o viață împreună cu Dumnezeu. Șansa noastră în vremurile acestea este să mergem pe urmele lui Iisus Hristos. Șansa noastră în timpurile acestea nu-i vreme de adunat, nu-i vreme de construit nume, nu-i vreme de făcut afere, e vremea să-L căutăm pe Dumnezeu. Bate Dumnezeu la ușa inimii noastre dimineața asta cu următoarele cuvinte: iată, eu stau la ușă și bat. O stă la gura peșterii unde era intrat Ilie. Nu ne-a băgat Dumnezeu în peștera aceea. Nu ne-a băgat Dumnezeu într-o grămadă de lucruri în care am intrat noi. În anturaje în care ne-am băgat noi. În anturaje dubioase, între oameni care fac tot felul de lucruri. Ne-am ascuns de Dumnezeu într-o peșteră a vieții noastre. Ne-am ascuns de fața lui Dumnezeu și am zis: mai degrabă să murim. Nu suntem mai buni decât oamenii dinainte. Și am intrat în peștera aceea și când nimeni nu a mai venit la peștera aia. Și când te-a uitat nașul și nașa. Și când te-a uitat cu mătru și cu mătra. Și când te-a uitat prietenii de la locul de muncă. Și când te-a uitat toată lumea. Și când nu mai auzeai nimic din nicio parte. Și mai așteptai un singur lucru: să mori. O venit Dumnezeu și o zis: ce faci tu aici, Ilie? Și în dimineața asta la Betleem strigă Dumnezeu: ce faci aici, Marie, Ioane, Gheorghe, Narcis, Ionela sau cum te mai cheamă, ce faci în locul acesta? Am venit că m-a chemat cineva, m-a chemat Manu Negrea, m-a chemat... Nu te-a chemat Dumnezeu în dimineața asta și are o chemare pentru tine. Te cheamă Dumnezeu să ieși din peștera vieții tale în care te-ai ascuns. Poate că e chiar casa ta și familia ta. Poate că e locul de muncă pentru tine. Poate că e școala în spatele căreia te-ai ascuns. Poate că e cariera ta. Ascultă-mă ce spun în ziua asta. Ești din peștera vieții tale. Ești din întunericul vieții tale. Vino la lumina sa minunată, cum zice Biblia. Toace de la Dumnezeu în dimineața asta. Căută-L cu toată inima. Oameni buni, e vremea să-L căutăm pe Dumnezeu. E vremea să căutăm fața lui Dumnezeu. E vremea să ieșim din confortul nostru. Pentru unii peștera este confortul personal. Nu mai facem nimic pentru Dumnezeu în vremurile astea. Am devenit oameni comozi. Ne construim, ne facem, ne interesează numele nostru, ne interesează viitorul copiilor noștri. Toate lucrurile astea sunt în mâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ni le dă, le avem. Dacă Dumnezeu nu ni le dă, nu le avem. Ce ați făcut în dimineața asta ca să se lumineze afară? Dumneavoastră ce ați făcut? Ați făcut ceva? Nu, în timp ce noi dormeam începea să se lumineze. Că Dumnezeu aduce zorii. Ne-am necăjit în dimineața asta că znori. Dar cine știe câți oameni se roagă să plouă zilele astea, că au agricultură și au o grămadă de lucruri. Ascultați-mă bine. Câți oameni se uită și-ar vrea o rază de soare. Ce plătim pentru asta? Nimic. Cine ni le dă? Dumnezeu. De ce ni le dă? Din dragoste pentru noi. Dacă ne dă soare și dacă ne dă vânt și dacă ne dă lumină, vă întreb în dimineața asta în cel mai onest mod, oare nu ne dă iertarea de păcate? Păi dincolo de soare, de lună, de stele, de nori, de vânt, dincolo de creația sa, dincolo de lucrurile care se văd și nu se văd, Dumnezeu a creat omul, ca și coroana creațiunii lui. Te-a creat mâna lui Dumnezeu. Tu ai venit în viața asta prin părinții tăi pentru că Dumnezeu te-a creat. Alții au murit. A fost sarcină spontană la 6 luni. Și am înmormântat lunile trecute un avorton la 6 luni. Și mama era necăjită și supărată. Nici certificat de deces nu s-a eliberat. C-a zis: nu se poate. Și-o trebuie să mergem acolo și să dăm semnătură că ne asumăm înmormântarea asta. La 6 luni, avort spontan. Tu trăiești. De ce n-ai fost tu?
Eram copil, am crescut pe străzile Bârladului. Și într-o zi, în timp ce sora mea mergea spre o grădină publică acolo să le ducă, să ne recreăm, să stăm acolo, copii fiind, aveam 5 ani, m-am smuls din mâna ei. S-am fugit peste stradă și când să trec strada, o mașină a venit și numai cât m-a lovit, încât m-a așezat jos. Și mă întreb de atunci, puteam să nu mai fiu. La 5 ani. A venit cancerul în casa ta. Și încă ești în viață. Puteai să mori. Ți-ai mormântat colegi de lucru. Și ai fost la ei și ai regrete eterne. Dar pe cruce aia putea să scrie numele tău. Stătea bine și dorul Andrei pe o cruce. Stați liniștit. Oricum într-o zi va sta. Oricum într-o zi va sta. Și nu contează ce scrie pe cruce aia, robul lui Dumnezeu, ci contează ce am făcut. Că Dumnezeu într-o zi va cântări și viața mea și viața ta. E har în dimineața asta. Dumnezeu care l-a căutat pe Ilie te caută pe tine. Tu ești Ilie în dimineața asta. Ce are Dumnezeu a face cu mine? Ascultă-mă ce are Dumnezeu a face cu tine. Vrea să-ți facă bine ziua asta. Vrea să-ți ierte păcatele. Vrea să scrie numele. Dumnezeu are o carte și vrea să scrie numele tău în cartea vieții. Ce mândri suntem noi când scrie numele nostru undeva. Păi zice, numele nostru este scris acolo. Am început să punem înainte tot ceea ce avem, toate titlurile. Doctor. Domnule, este o mândrie să ai. Foarte bine. Sau ce mai punem noi acolo? Dincolo de toate lucrurile, este oameni buni. Are și Dumnezeu o carte. Și într-o zi noi avem o cântare când se vor citi numele. Este o zi în care se va deschide cartea lui Dumnezeu și se va citi numele. Te întreb, numele tău este scris acolo? Ai tu o relație personală cu Dumnezeu? Ai păcatele iertate? Zice Biblia că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și eu și tu am păcătuit. Știți unde e diferența între oameni? Sunt doar două categorii de oameni în lumea asta. Nu bogați și săraci. Nu deștepți și mai puțin deștepți. Ci păcătoși iertați și păcătoși neiertați. Eu mulțumesc lui Dumnezeu de harul pe care mi l-a făcut și fraților că suntem păcătoși și iertați de Dumnezeu. Încheiem dimineața asta. Și eu nu pierd nimic. De unde am venit acolo mă întorc. Dar aș vrea ziua asta, dacă este cineva în locul acesta, care e într-o peșteră. Te uiți în jurul tău și numai întuneric. Nu auzi nimic, nu vezi nimic, nu înțelegi ce ți se întâmplă. Te-o zdrobit viața și te-o dus într-un punct în care nu mai ai parcă nicio șansă și nicio bucurie. Am venit să spun în ziua asta că bucuria noastră este bucuria Domnului, tăria noastră. Am venit să spun că Iisus Hristos poate să ierte păcatele astăzi. Dacă sunt aici bărbați și femei în dimineața asta, care aveți povestea dumneavoastră de viață, eu nu vă cunosc. Eu nici nu... N-am venit aici să manipulez oameni. Eu am venit aici să spun, dacă vrei să-ți faci un bine, și dacă vrei să schimbi viața, și dacă vrei să-L cauți din toată inima pe Dumnezeu, se poate. Ca Dumnezeu să mântuiască un om, nu-i trebuie zeci și sute de ani. În ziua asta, în locul acesta, El poate ierta păcatele noastre. Aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare. Și în timp ce vom cânta o cântare spre slava lui Dumnezeu, vreau să întreb în dimineața asta dacă în locul acesta sunt oameni care conștientizează păcatele din viața lor. Își dau seama că au păcătuit. Își asumă păcatele pe care le-au făcut și vor să se schimbe. Dacă sunt astfel de oameni în locul acesta, ceea ce putem să facem pentru dumneavoastră este următorul lucru. Noi nu putem să vă iertăm păcatele. Au venit oameni la mine și mi-au întins bani și i-am respins și am zis, eu nu pot să iert păcatele. Dar vreau să... Nu trebuie să plătești nimic. Și dacă aș putea să fac asta, tot nu ți-aș lua nimic. N-am venit în ziua asta nici să vă dăm și nici să vă luăm. Am venit să vă spunem. Am venit să vă spunem că Iisus Hristos este iertare de păcate. Și dacă sunt aici bărbați și femei, tineri, adolescenți, oricine-i fi în dimineața asta în locul acesta și ai nevoie de Dumnezeu, aș vrea să vii să ne rugăm pentru tine. Dacă este cineva în locul acesta, să ne facă semn cu o mână ridicată. Dacă este un bărbat, o femeie, un tânăr, cineva care are nevoie de Dumnezeu, care se simte în dimineața asta căutat de Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze.
Dacă mai este cineva, vă rog să ridicați mâna, nu o s-o văd eu și nici biserica. S-o vadă Dumnezeu în dimineața asta. Domnul să te binecuvinteze! Domnul să te binecuvinteze! Domnul să te binecuvinteze! Dacă mai sunt bărbați și femei care au nevoie de Iisus și de iertarea păcatelor, nu te chem să te faci pocăit ca mine! Te chem să te faci sfânt ca Iisus, sfânt ca Dumnezeu! În cer nu vor intra decât oamenii care au o relație personală cu Dumnezeu. Mai este cineva în dimineața asta care are mână pentru Dumnezeu? Dumnezeu are mână pentru noi! Mâna lui întinsă ne poate prinde pe tot în ziua asta! Ne poate ierta păcatele, ne poate scrie numele în cartea vieții! Ce scrie mâna lui Dumnezeu nu e scris pentru totdeauna! Ce face Dumnezeu nimeni nu poate schimba! Ce hotărăște Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Nu-ți pierde viața, Domnul, să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră! Noi nu te știgăm nimic și nici nu ne asumăm un succes din mâinile ridicate. Nu despre asta e vorba. E vorba despre tine. E vorba despre sufletul tău. E vorba de viața ta. Dacă vrei să schimbi viața omului și vrei să-L primești pe Iisus în viața ta, cel mai mare Dumnezeu te așteaptă, te cheamă, te iubește. O muri la Golgota pentru tine și pentru păcatele tale. Întreb în dimineața asta, mai este cineva care i-a păsat de povara păcatelor, care nu găsește soluție la viața lui, care simte că își pierde viața pe zi ce trece. Te chem la Iisus, te chem la Dumnezeu, te chem să-i predai viața ta. Dacă sunt oameni care au nevoie personal de rugăciune și au ridicat mâna în dimineața asta, îi așteptăm aici în față să le rugăm pentru ei. Spunea Domnul Iisus Hristos următoarele cuvinte: cel ce nu se rușinează de mine, nici eu nu mă voi rușina de el. Dacă sunt oameni care au nevoie, vine aici în față să ne rugăm pentru tine. Ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele, să te vindece, să schimbe viața. Nu-ți fie rușine, vină în față! Într-o dimineață ca și aceasta și eu am ieșit în față, nu mi-o fă rușine! Mi-a dat seama că e șansa vieții mele! Mi-a dat seama că singurul care-i pasă de mine e Dumnezeu! Mi-a dat seama că mor și mă duc în iad dacă nu mă iartă Dumnezeu! Veniți aici în față, vă așteptăm cu drag! În față nu ies oamenii falimentari! În față ies oamenii care au nevoie de Dumnezeu! Ei nu-s mai răi ca noi! Ei sunt mai sinceri ca noi în dimineața asta! Ei sunt gata să-L primească de Iisus! Ei sunt gata să înceapă o nouă viață! Te așteptăm și pe tine! Vino să punem numele lui Dumnezeu peste tine! Vino să punem sângele lui Dumnezeu peste tine! Vino să te ierte Dumnezeu! E ziua în care cheamă Dumnezeu oamenii! Știu că mai sunt! Nu te prinde de scaunul tău! Fă-ți loc printre oameni, Iisus, și-o fac un loc să vină la noi! Vino aici în față! Fă-ți loc de acolo din spate și vino să ne rugăm pentru tine! E singurul lucru pe care îl putem noi face! Dar dincolo de rugăciunile noastre dimineața asta, e puterea lui Dumnezeu cu noi! Vino să te ierte Domnul! Vino să schimbe Domnul viața! Vino să te spele sângele lui Iisus Hristos! Ne-am rugat pentru un bărbat din zona noastră! Și mărturisea a doua zi zice: e prima noapte pe care o dorm liniștit după ani de zile! O să mai avut o noapte liniștită de ani de zile! După rugăciunea și au zis: nu știu ce mi-ați făcut! I-am zis: nu ți-am făcut nimic! S-a făcut Dumnezeu bine! S-a iertat Dumnezeu păcatele! S-a durat Dumnezeu de tine! Dacă mai este cineva în ziua asta, noi nu facem spectacol, oameni buni, la Betleem! Dar gândește-te că între iad și rai e o decizia ta! Între pierzare veșnică și bucurie veșnică e o decizia ta! Poate zici în dimineața asta: o mână ridicată mă salvează! O mână ridicată te salvează! Cuprinde Dumnezeu! Și-o ține Dumnezeu! Poate spui în dimineața asta: Doamne, eu nu voi putea să țin calea asta! Hai să spun ceva! Nici noi nu putem să ținem calea asta! Dar ne ține Dumnezeu! Ne ține Iisus Hristos de mână! Când am căzut ne-o ridicat iarăși! Ne-au pus picioarele pe stâncă! Ne-au pus în gură o cântare nouă! O laudă pentru Dumnezeul nostru! Vino și mântuiește sufletul! Vino să te ierte Dumnezeu! Ești din rutina ta! Ești din starea de religiozitate! Ești din lucrurile pe care încă le-ai în viața ta și vino la Dumnezeu!
De ce insiști, omule, așa? Că știu că într-o zi te vei duce în iad și de asta insist așa. Că într-o zi lumea asta va striga și va zice la munți, acoperiți-ne ca să scăpăm de mânia lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta te așteaptă în iubire și în dragoste. Vino să ne rugăm pentru tine. Vino să punem numele lui Dumnezeu peste tine. Se termină cântarea, se termină slujba. Și cum se termină asta, așa se va termina viața ta într-o zi. Și nu o să mai poți să faci nimic. Ne mințim că o să facă copiii noștri după noi. Dacă nu ești în stare să ridici o mână în dimineața asta, și dacă nu ești în stare să vii în față, poate să facă copiii pentru tine ce-o face. Dacă tu n-ai vrut să faci în dreptul tău, ce faci în ziua asta, scrie mâna lui Dumnezeu. Așa, împreună cu fratele Codrin, să ne rugăm pentru oamenii aceștia, să punem numele lui Dumnezeu. Toată biserica intrăm într-o stare de rugăciune, ne plecăm capetele și chemăm mâna lui Dumnezeu peste noi. Și dacă mai este cineva în timpul rugăciunii, le așteptăm aici în față să vină. Intrăm în rugăciune cu toții și ne rugăm. Amin. Puteți să mai ocupați câteva momente în locurile pe scaune. Ne-am cere iertare, ne-am cere scuze pentru că poate v-a fost fric, a pătut vântul sau a picurat câțiva strop, dar nu ne putem cere scuze pentru vreme de afară. Nu noi am dat-o. O primim de la Domnul așa cum este. Poate pentru noi a fost un disconfort, dar spunea fratele că pentru alții e o binecuvântare mare. Lăudăm pe Domnul pentru părtășia din dimineața aceasta. Vă încredințăm în brațul Domnului. Dacă aveți nevoie de consiliere, dacă aveți nevoie de rugăciune, dacă ați venit pentru prima dată și aveți întrebări, vă așteptăm aici în față, la sfârșit. Ne vedem duminică viitoare de la ora 10 din nou aici ca să lăudăm pe Domnul, să ascultăm cuvântul Domnului. Mergeți la casele dumneavoastră și nu uitați, iubiți-vă unii pe alții, iubiți-vă familiile, iubiți-vă prietenii, iubiți-vă dușmanii. Prin aceasta oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei, a spus Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, să fie cu dumneavoastră. Pentru cei care vreți să-i auziți pe frați în mașină sau acasă, au CD-uri acolo la punctele info, se pot cumpăra. Vă așteptăm cu toată dragostea și miercuri de la ora 7, unde Biserica Betlehem se adună în clădirea bisericii pentru rugăciune. Ori de câte ori ne întâlnim aici, vrem să-L vedem pe Dumnezeu la lucru și vă asigurăm că prezența Domnului este aici, pentru că asta e casa Lui. Domnul să vă binecuvinteze, mergeți la casele dumneavoastră și Domnul să fie cu voi. Amin.